2-10, suntem în Vama Veche. 2-10, 2-10. 2-10, 2-10. Vama Veche, ți-o dau după ureche, fraiereche. Prosteche, hai să facem fiecare. Mama veche. Mamă, coaie, ce găoază ești, prost la cap. Aș vrea să facem asta din când în când, așa. La nenea la care face mici. De acum încolo nu o să mai folosim retard în podcast. Să trăiți, și Norica, să trăiască și logodnicele noastre. Vă rog, vă rog, veniți, veniți. O zi care putea să... Nu începuse minunat, dar acum, bă, s-a întors pe un vibe pozitiv. De ce n-a început minunat? Ce s-a întâmplat? Am fost cu... În primul rând m-am trezit lângă tine. În primul rând... De ce ar fi neminunat? În primul rând nu s-au tras cortinele înainte de culcare. Greșeala mea. Nu pot să avut lumina? S-o arunc. Da, m-am trezit pe la 8:30. După o seară destul de anevoioasă. Normal, ai dormit cu mine. Anevoioasă. S-a sculat gropul, ce să zic, Mirica. Și băusem un pic. Și da, n-o tu te trezești, dacă ți intră lumina, azi n-am avut nicio problemă. Adică m-am trezit, v-am auzit pe voi. Păi normal că n-ai avut problemă, că eu m-am trezit și am tras cortinele, că-s băiat. Și... Ești prea băiat. Ți-a și dat drumul la AC. Pe eu cum m-am întors ăla în cameră... Ăla care m-a omorât, efectiv. Bă, dar eu am ieșit azi noapte din cameră, voi aveați AC-ul pornit și dormeați. Futu-vă în gură. Și noi am dormit acolo clocotind. Bă, dar m-am trezit de vreo 2 ore de cald și l-am pornit, dar făcea zgomot. Stăteam un pic să mă răcoresc, îl stingeam, mă culcam, iar mă trezeam de cald. A fost destul de dificil. Și faptul că aveam uși de termopan de țară, termopan din ăla bun, și noi am n-am mai văzut lumina ușa de termopan se închidă cu zăvor din ăla așa. Doamne, mâncați-aș gura. Așa, și după trezitul ăsta, evacuatul cazării la ora 11, ne-am mutat din Constanța. Am avut show în Constanța aseară. Da, am avut pe plajă la Catabici. Show Catabici. Ok, mulțumim că ați venit, a fost show bun. Da. A fost, ideea este că e o plajă mare pe care n-am umplut-o. Da, plajă mare, publicul mai restrâns așa, dar... Dar a fost un show foarte, foarte da, fain. Fiind la plajă, fiind ne la interior, a fost bine. Intim. Astăzi, miercuri fiind, trebuia să avem show-ul de vamă pe care... Ultimul show din Vama Veche de anul ăsta s-a anulat. Și s-a dezbătut. Am avut un consiliu la vârf. Da. În urma căruia s-a decis că până la urmă... Mergem la ziua lui John. Am nu... până la urmă nu prea ne place munca, ce pula mea să zicem până no, la urmă. Oameni puțini, am numărat. Mea îndoielnică. Astăzi în vamă sunt 16 da. Oameni, i-am numărat și am zis că s-ar putea dacă ne ia 16 vin. Asta ziceam mitranistul. Că eu dacă voiam să fac o demonstrație, eu cred că pot să strâng 50 de oameni până diseară. There's no way. La câți oameni, dacă nu și caut game. Peste tot, dacă mă duc pe toate drumurile. Dacă strângi 50 de oameni până de seară. La modul că dacă strânge 50 de oameni, facem show-ul și ia el toți banii. Asta am vrut și eu să spun, dar după m-am gândit facem că mai asta? Șanse, facem nu. Asta? Facem în felul următor. Strângi 50 de oameni până de seară și ții singur show-ul, ții banii și vii când vrei acasă. Da, și da, cu ce vrei, că noi plecăm. La ziua lui John, bossule. La mulți ani, John-le. Da, nu știu, eu sunt team player în pula mea, vezi, că știu să... Știu să take an L. Am întrebat lui Iza, bă, te super dacă nu-l ținem. Știu, da, și da, răspunsul meu super. Sincer a fost da. Da. În sensul, nu că mă supăr pe aia voi. L-am dus până în capătul vămii și a văzut că nu e bă, nimeni. Bă, nu în sensul că mă da. Supăr pe voi. În sensul că nu-mi dă o stare pozitivă să știu că am bătut drumul până aici și sunt dezamăgit da, că nu l-am ținut. Am bătut drumul de la Constanța până aici. Adevăr, dacă veneam din București, dacă veneam din București, îl făceam... Da, era ciudat, că dacă era... Tot era asta rău. Ciudat. Că mie nu mi-e... Stai că dacă îi mai las un pic ajung ei singur, la... se căiesc singuri. Nu mi-e neapărat de oameni, ci de vreme. Pentru că mă... Trece. V-am zis, vremea trece, vremea vine. Trece pe lângă noi și uite, ne mai bucurăm de momentele petrecute împreună. Și... E de vreme, că dacă este o vreme urâtă, dacă începe să bată vântul urât, chiar dacă nu plouă și... Este așa, o neliniștea dinaintea furtunii, da. Nu liniștea dinaintea și furtunii. Și nu ne ajută boxele alea pentru vânt, știi? Bă, da, asta e că, și ziceam cu Mirica, cât vă uitați voi la ochelarii pe care nu i-ați cumpărat. Da. Că dacă erau toate condițiile prielnice, în sensul de vânt și de... Dacă veneam direct, dacă era doar show-ul ăsta de făcut, trebuia să-l faci, n-aveai, dar acum dacă ai de ce să te legi, Te legi. Că e mai simplu. Și asta cu oboseala, că e și oboseala de...
adunat așa de numai bă, chef. Da, e posibil, e posibil să ne fi săturat așa un pic în altul. Dar cu asta nostru, când dai de succes, asta e problema cu fotbaliștii români. Am dat de succes. Problema cu fotbaliștii români când dau cât de cât de confort, nu mai trag la fel ca la început când stăteau cu foamea în gât. Deci am dat și de succes, suntem și fotbaliști? Suntem un pic fotbaliști. Nu, nu neapărat fotbaliști, dar suntem un pic români. N-a fost niciodată să ai fim poză în curte cu Dorinel Munteanu, ai poză cu, poză cu Dorinel Munteanu aici. Dorinel Munteanu a venit să ne învețe meserie. Ce rușine mi-a fost, mâncava-și gura voastră. Ce rușine mi-a fost. Eu mi-am făcut poză cu Jean de la Craiova că stătea la coadă la KFC. Come on. Mi-a fost rușine că săracul a mâncat și nu părea că are o zi bună, știi? Dar niciodată bine, nu pare, nu așa nu l-am deranjat când am mâncat. Nu pare neapărat că are o zi bună. Când a terminat de mâncat, am terminat și noi și eram cu Ciobanu și cu Boxei și a fost, hai că mergem noi, cerem noi. S-a și acord. Ciobanu nu... Și a făcut și el. Și a făcut și el? Da. Voi primi? Da. A fost ideea voastră cum ar veni, ați tras căruța. Am fost, oh shit! Ideea și... noastră, că v-am scris vouă pe grup și... Nu trebuia. You bullied me. Nu te, da, da. Nu te mai primim acasă dacă vii fără poza cu Dorinel Munteanu. Bă, dar chiar noi avem eșarfa aia cu oțelul. Pe unde a mai rămas aia? E la Comics. E la Comics? Uh-huh. Nu e la Comics acum, e la mine acasă. Am făcut curat la Comics și am luat toate chestiile, mi-era frică să nu fie aruncate. Da, din păcate n-avem da, un setup aruncate. În care... Bă, serios? Nu, era lângă ăla. Se mai aruncă lucruri. Se mai aruncă în, în da, portbagajul da. Mașinilor de pe acolo. Altă discuție. Și la ce mă uit acum? Sure. Mai trece lumea pe faleză. Au trecut mai devreme doi părinți cu copil care ei după cătare, că nu ne cunoșteau. Dar s-au uitat și mă gândesc dacă oamenii cred că e vreo emisiune asta, la ceva, televiziune. Un TVR, da, nu TVR, da, da. Pe doi, cu TV Neptun. Dacă la ce ne uitam aseară? La ce... De era băiatul ăla cu kartingul, da. Cum se numea? Nu e Euforie. A, la, ne uitam la TV Dobrogea? Da. La Dobrogea TV? Dobrogea? Nu, Dobrogea. Dar era ăla, da, da, da. Cu tântița aia cu șapca. Fantastic TV, sau cum vrea mea se chema? Esperanța, ceva? Esperanța, nu hai știu să cum fie. Se chema. Esperanța a fost după, altcumva se numea ăla. Avea nume de localitate, de ceva de mare, Neptun. A, păi Neptun nu este Neptun. Știu, dar nu... NTV-ul. Nu știu. Frumos. Da, dar mai țineți minte când făcea Horia Brenciu matinal la Antena 1 și... De pe plajă? Da. Și cu Nicoleta Luciu îmbrăcată în femeia preistorică, într-un costum de baie animal print sumar. 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 E vreun costum de baie care nu e sumar? Da. În afară de scafandru? Mai sunt și din body. Astea mai... Ok. Mai body, da. Din astea mai te da acoperi. Dar și alea, că, dacă sunt la modul de da, Baywatch, plătești, depinde cât de... Mai de body shaming, așa. Da, dacă ți-ai body din ăla cu picioare, așa, din ăla de scafandru. Bă, știi, în spate, de, în spate de aici s-a format un semicerc de public ascultător, să știți. O să facem o provocare în curând, o să-i trimitem să adune mucuri de țigară de pe plajă și care adună cel mai multe le dăm un stick de 2 giga. 2 giga! Sau invitație la show-ul de mâine de la Mojo, azi, în cazul în care apare. Da, apare sigur. Azi deci, la bine. Mojo, în București. Da. Schimbăm joia asta în la centrul Mojo. Vechi, strada schimbăm... Gârboveni sau Garboveni, 14. Da, 14. Da, diseară în joi. Strada cu Cărturești, cealaltă. Diseară în joi, show în București de la ora 8. Da. Și noi săptămâna patru, viitoare? Și săptămâna viitoare am terminat sezonul, am încheiat sezonul estival. Da. Am încheiat sezonul estival. Și ce oficial. Sezon începem acum? Începem sezonul de toamnă. Festival. Back to school. Back to school. Back to school. Back da. To asta era perioada mea preferată. Again to l'école. Din viață ever, pentru că puteam să merg să-mi iau rechizite. Quiet. Nu miroseau cred că îți dai frumos seama. Tare. Și mergeam să-mi aleg și îmi făceam listuțe cu toate lucrurile. Doamne, era so exciting. Și ideea de penar și ghiozdan. Câte lucruri trebuia să te gândești. Așa de multe aspecte. Ți-ai penar mare pentru toate lucrurile? Sau vrei unul mic și chic, dar n-ai atâtea spațiu pentru nerd, all your pants? Nerd, you fucking nerd. Asta mă uitam că își fac clase și cu boschetarul din ultima bancă. Eu care aveam caiet de geografie pe ăla de mate, la sfârșit era de mate. Pentru ăsta, când începea septembrie, venea sfârșitul lumii, că nu mai putea să stea toată ziua în pula goală prin porumb sau ce făceai tu pe acolo. Era libertate, bă. Da, copiii nu mai au libertatea de altă dată. Bă, copiii din ziua de astăzi nu mai știu cum să stea în pula goală prin porumb. Vara e mișto. Vacanța de vară este top. Dacă, mai ales dacă nici nu știi, când eram și mai copil, când nu știam așa că, bă, uite, alții pe unde se duc sau ce fac. Când doar eram liber, eram animal la sălbatic. Tine, da, eram da, da, dat da. Drumul, faci ce pula erai ta slobod. Mergeam prin livadă toată ziua, stăteam în pula peste tot. Asta e că prin vie. Plecam de acasă, plecam de acasă fără colibă, niciun plan. Pepe, era super. Acum am nevoie de motiv să ies din casă. Adică
la modul, mamă, să ies din casă, dar n-am de ce. Voi mergeați la scăldat, aveți unde? Aveam în fiecare zi, mergeam la scăldat. Mergeam la scăldat, era o... ziceam duș. Era o vomă de apă, era o... Bine. Era un râu din ăsta micuț și murdar, de se bălăceau gâștele în el, era destul de... Da, da, era bun. Exact. La noi era chestia că după, din septembrie, după, am uitat de ce dată, nu mai știu sigur care ce dată, nu te mai duceai la scăldat, că ziceau bunicii, zicea că s-a pișat cerbul în gârlă. Da, și dacă, se pișa cerbul. Și atunci când se schimba anotimpurile. A, asta înseamnă... De ce s-ar pișa cerbul în gârlă? Cerbii au perioada aia de când își... Baga, deci, aia hoasca și cu prostata, da. De ce se pișă în gârlă? Nu de acolo beau apă? Și nu e ca se luptă pentru teritorii sau ceva. E un pic de pipi de cerb care se luptă pentru teritorii și își marchează teritoriul și se pișă pe acolo. Și cred că asta e, din câte țin minte. Nu știu că m-am uitat la niște documentare cu vânătoare, cu dar nu mai țin minte exact. Cu pișat. Și atingeau și pișatul la cerbi. Capitolul ăsta a trecut mai repede, deci să vă mint. Dar eu cred că e vrăjeală, cred că doar ziceau să nu te mai duci la scăldat, că na, că e frig, că e răcoare. Păi asta e, că de asta marchează toamna, trecerea în sezonul. Dar puteau să inventeze orice altceva decât că s-a pișat cerbul în gârlă. Care cerb? N-am văzut în viața mea cerb. Păi dacă i-ați braconat în pula mea pe toți. Sunt foarte multe astea cu pișat, așa era și cu focul, să nu te joci cu focul când ești mică, te piși pe tine noaptea. Știați? Da, nu. Pe asta am mai auzit și eu. Nu? Ceea ce din nou, nu e... Te piși în pat. Nu e ca și cum e o consecință. E mult mai grav să iei foc decât să te piși pe tine. Da, la mine nu te juca cu focul, că iei foc, o să arzi de viu. La mine era să nu te joci cu focul, că îți rupi picioarele morții. un vecin de la mine, de la țară, a dat foc la două grămezi din astea de fân, două căpițe de fân, dând foc la muște. Ce? Prindea muște și după aia le ardea. Cu ce? Cu chibrite. Și s-a ascuns după fân și a dat foc la tot fânul de lutasul acolo. Câți ani avea? 43. Bă, nu era... Văru. Nu, dar era... Buba. Cred că în școala primară era destul de mare. Putea să destingă rău de bine. Doar sentimente grele în cuvinte fine. Ești împotriva tuturor de micopile. Împotriva tuturor. Dar plecam de acasă. Și nu știu când ajungeam, nu știai când trebuia să te întorci, doar plecai de acasă și ajungeai, ba ajungeai la fotbal, ba ajungeai pe câmp. Hai să facem acum, să mergem să ne jucăm vați ascuns, să le iau în pulă sau hai, ca știm noi o... Asta e un joc mișto. Orice ai spune. La orice vârstă. Și faptul că nu exista noțiunea timpului, că n-aveai telefon sau ceas și nu știai, adică la un moment dat trebuia să ajungi era acasă. Timpul era, intri în casă când se aprind luminile pe stradă. Mm-hmm. Asta era? La mine asta era. Asta că voi aveați ilumina publică în Brașov. Da. Dar noi intri în casă când încep să latre câinii sau ceva. Bă, dar ții minte când mergeam la scăldat? Când mergeam toți la scăldat, cam să zicem pe categorii de vârstă. Se ne împărțeam cumva ca să nu ne bată aia mari sau să avem loc de ei. Mergeam la scăldat înainte, mai bă, dar era mic rău, râul ăla era un lighean, ce morți. Nu, era un ștrand, era pe râu, era făcut un ștrand din ăsta mai adânc, era săpat, escavat și pus cu niște, plăci de beton. Păi și pentru ce? Chiar era făcut pentru scăldat? Nu știu pentru ce era făcut, ori pentru irigat, ori pentru scăldat, habar n-am, dar era făcut, era zis ca ștrandul, mergea la ștrand, pula mea. Și puteai să te arunci de pe margine în cap, avea poate 2 metri în punctul cel mai înalt. Dar țin minte perioada în care începea să nu s-a sădit în mintea copiilor, băieților, că bă, parcă ar trebui să-mi iau chiloți pe mine, că toată lumea stea în pula goală și începuseră să, la unii aveau pulă, unii aveau cuc, simultan. Okay. În aceeași gen colegi de clasă, care până atunci era uniform peste tot și începuse așa și parcă era, bă, ce pula mea se întâmplă? Că a trecut o săptămână și la mine tot nimic și la ăștia, uite, cât a carbazanul și începea să mai vină câte unul, chiloți. Și îți dai seama că dacă vii chiloți, nu vii că ai pula prea mare și nu vrei să le arăți la celălalt. Era motiv să ții bătaie dacă veneai cu chiloți pe tine. De ce ți-ai luat bătaie că ai pula mică? Doar atât cu aia pula. Adică, păi ar trebui bătuți oamenii care au pula mare ca să demonstrezi ceva. Cu aia care au pula mică, de ce ei bate? Și tu. Mai ai și pula mică și mai vii pe acolo așa, mai... Nici nu arăți, nici nu arăți, mai pula mică și nici nu arăți. Înțeleg, dacă ai o pula mare, na, vrei să o păstrezi sau ceva, dar dacă mai ai și mică, pentru dar cine o păstrezi? Cu mândrie, dacă ai pula super mică, dar vii tot timpul fără chiloți și
Ești așa? Ești the man. Abia atunci man, trebuie, no? Da, exact, trebuie ești să the man. Own it. Fucking nu te sperie nimic. Și de aceea eu voiam să vă anunț. Bă, stai asta când trece pe Patreon, când stai când că vine furtuna cu aia. Uite ce soare, că abia mai stau aici. Noroc că te-ai dat cu SPF. La roșie posai. Dar am avut un sezon interesant în vama veche. S-a muncit vara asta. S-a muncit vara asta. Că uite, cred că e prima oară, adică e prima oară când stăm în vama veche, efectiv. Când stăm să bem o bere. Acum eram la împărțit de flyere. Că da, noi am venit cu gândul că să facem show undeva, mă, venim, stăm pe plajă, bem bere la pahar. Doamne, ce o să ne mai distrăm, Doamne, ce Caterin, că facem ziua, și un pic baie, de spectacol, ale, ale. Glume, seara, nu, după aia, după show, mergem în expirat. Ne... Nici măcar o dată. Eu am intrat în apă, dar fără să vreau, că a venit un val prea mare când împărțeam pliante și eram și în Adidas. Și eu m-am mutat mai pumpă la pulpe când i-am făcut poze nud, semi-nud, Virgil. Da, o să facem calendar. Calendarul am niște mutat să vă anunțăm. Dar avem un proiect să facem un calendar. Ce aștept. Ziceți? Asta e întrebarea. Ce ziceți? Așteptăm. Și cine la ce lună să fie? Calendar 2023, da. Dar cum ar fi? Pe fiecare pagină, am zis, fiecare pagină să fim toți sau poate într-o lună 1, într-o lună 1? Într-o lună 1, într-o lună 1, după aia împreună. După aia niciunul. M-am uitat la astea, la poze pe tine, te punem la septembrie, la răpciune. Corect, corect. Dacă e să pun ceva în dreptul meu, aș pune răpciune. Răpciune. Răpciugosul. Vreți să ne facem calendar? Legit. Clar. S-ar putea să fie scump. E pe lista mea de lucruri de făcut pentru când ne facem site-ul ăla de mărci. Ne facem calendarul neortodox. Normal, tu habar n-ai ce te așteaptă, Mitran. Planul e făcut. Deci doar trebuie să-l execut. Roțile încep calendar să miște. Problema e că dacă faci tiraj. Dar nu cu atitudinea asta ca nu luăm show-uri. Este în jur de... Eu să-mi fac eu singur un calendar, m-a costat 1 milion. Wow. Azi, da, 1 milion, că nu faci... Zicem că nu facem profit, nu, deloc. Îl scoatem la 65 de lei. Îl scoatem cu aia la 65 de lei. De la el. Nu-l facem, mă, nu-l facem. Facem la 100 de lei? Contracost. Mamă, dar 100 de lei nu plătesc nici eu ce ai. Vorbim în China, facem chestia asta. Facem prin China 500.000 de calendare, ne vine un vapor. Da, vinem să 4 facem. Și pe aia ne facem tapet cu restul. Nu, mă, lăpână. Că asta e frumos la calendare, că nici nu e ca și cum devin absolut așa. Că facem, nu facem cu 2023 cumva. Facem calendar doar poze și îți lipești tu datele ce vrei de rezum. Tu cumperi cumva niște poze cu noi. Și aveam calendar din ăla mișto cu pătrățele printate. De puteai să schimb. Bă, vă fac un calendar de să mă rămăsa. Din la de mutat care pe care nu uită toată lumea să-l mute. Nu de mutat, roșie? Nu, dar cu căsuțe în care faci X. A trecut ziua, faci un X. Deci acolo, show nu știu de care, show niște oameni joi. Peste 10 de ani să fie într-un secretariat de poștă din Călan, da. Un calendar de cu soare. Ușor galben. Când a zis că veniți? Că au trecut 5 ani și se repetă. Sau odată la câți ani se repetă calendarul? De poți să-l folosești iar pe ăla de... Păi 5 ani ar trebui, nu? Habar n-am, nu știu cum folosesc. Nu, cred. Ba, nu. Nu, că sunt multe, da, nu, zile. Tot. Variabile. Habar n-am. Pula mea. Dar câteodată mai e același, n-are cum să nu fie. Odată la ceva timp, cred că se repetă. Dacă nu pui zilele și pui doar 1, 2, 3, 4, 5, asta clar. Atunci da. Nici măcar, că ai 28 februarie, care câteodată e și 29. Și atunci da, într-un an se decolează cu una mai mult. Deci odată la 7 ani, teoretic, odată la 6 ani atunci. Eu cred că odată la 7 ani. Cu tot cu anul bisect? Păi eu mă gândesc că anul trecut ziua mea a picat duminica, da. Și eu m-am născut duminica. La mulți ani. Mulțumesc, la mulți ani. mulțumesc. Să-mi ziceți duminica, la mulți ani. La mulți ani duminica. Da. Și pentru că am făcut 21 de ani anul trecut, împart la 3 și scalup de calupuri, da. De 7 ani. Deci odată la 7 ani se repetă calendarul. Dar tu ai căutat calendarul Iulian. Ce zi te-ai născut? Ce? De ce știi în ce zi te-ai născut? I-a făcut astrogramă. Tu nu știi în ce zi te-ai născut? Nu. Miercuri eu. Eu... Ca cum ar veni azi, azi e ziua mea. Așa, miercuri e ziua mea, în da. Săptămâni, practic, e ziua ta, da. Da. A mai trecut o săptămână. Tu știi, Luiza, când ești născută? Păi marți. De ce? Îți sună ție mai bine? A, n-am telefonul. Pare că... Nu mai țin minte, mă uit acum. Nu știu dacă are vreo importanță. Sigur ziua, are importanță. Cum să aibă, are. Normal că erau planetele dacă... într-un fel aliniate, păi ca numai, să fie adică marți. Poate data calendaristică, dar nu că pică duminica sau... E foarte la modă, e ziua văzut planetei Marte, marți.
Este ziua planetei Marte. Deci trăiești, ești guvernată de energia planetei Marte, Luiza. Eu sunt guvernat de soare. De soare. Eu Miercur de Mercur. Da. Care e cea mai strălucitoare, sau Venus, una dintre ele. Ați văzut că e la modă acum chestia aia cu, nu știu, să faci cadou cuiva, tot apar reclame, yes. Cu un tablou cu care, cum era cerul, constelațiile, cum erau planetele în ziua în care te-ai născut, cum erau stelele. Și mi se pare că e atât de ușor să minți la chestia asta. Da, este super. Este easy. Incredibil. Da. Zici că e aceeași poză făcută? Nu, cred că sunt vreo 100 de poze și le pun așa random. Cum era așa, dar eu n-am înțeles conspirația aia că la telefoanele Samsung, auzisem eu, nu știu, la Android, pula mea, că aveau ei super, super zoom din ăla și că poți face poză la lună. Și era asta că dacă dai zoom pe lună și faci la poză, Huawei a fost asta. De fapt, că generează, au ei o poză cu luna și ți-o arată. Da? Asta mă. Păi, dar la Huawei a fost asta. Că dracu de se vede așa de clar întotdeauna, tu faci așa cu telefonul în toate direcțiile și a dracu se vede luna. La Zoom X1000 se vede fucking perfect. Vezi craterele de pe lună, da. E jumătate de lună și după aia e brusc toată, ești prost la cap. N-ai văzut tu, de fapt, că e lună plină. Dar nu chiar să fie așa. Ziceți voi. Dar eu chiar cred că așa e, chiar cred că e conspirație, chiar cred că au ars-o prost. Vrăjoală de marketing. Așa, de la Huawei? Da. Și zici că chiar au făcut asta, că da. Generau ei o poză? Îți convins, n-are mă niciun sens. Și luminositatea să o controlezi în întunericul ăla, totul ca să iasă poza aia clean, este... Bă, da, nu știu ce să zic. Nu. Da, mie mi se pare ciudat, asta mai degrabă s-ar putea să fie conspirația asta cu constelațiile. Tipa aia, efectiv, a trecut intenționat. Prin cadru. Da. Și foarte bine. De ce? Uite că avem și noi Nicoleta Luciuna. Bă, trebuie să avem, da. Noi n-avem cultura asta ca în state, mă. E când, ca aia. Diversiune. Nu trebuie să zicem, că trebuie să vedem dacă se prinde cineva, dacă cineva se uită. Știi cadrul ăla cu urmărește, nu știu ce, când se schimbă oamenii și prin spate terce un domn îmbrăcat în gorilă? Da. Vedem dacă observă cineva buci. Nu vă mai zicem când apar buci. Nu avem cultura asta din state care pe mine mă distrează foarte tare. Când e un reporter care ia interviu serios și e câte un leșinat prin spate de face. Mi se pare că la noi e frica aia. Adică cumva de penibil. Dar la noi e și frica. Fuck right in a pussy. E frica și de stat de vorbă cu oamenii. Când ce vorbeam ieri de interviurile alea de am făcut la Neversea din alea, de să te bagi seama cu oameni random, se fuge tare de microfon de cameră, cu atât mai mult. Când am făcut pentru clipurile alea cu Biblia, când mergeam doar cu recorderul și cu microfonul și camera în pulă cu satelitul de nu vedeau camera, era cam 50% procentul. Cu camera, cred că 10% se opresc ăstea de vorbă. Da, și îți pierzi entuziasmul, așa nu prea e chef. Și care se opresc, adică sunt îți dai nebuni. Seama că se schimbă, știm și noi cum se schimbă atitudinea și energia când e o cameră pornită pe tine. Și încep să caute cuvinte pe care nu le stăpânesc. Și vorbesc într-un fel în care ei nu vorbesc în mod curent. Absolut, nu știu niciodată. Da. Deoarece, de ce ați ales să veniți miercuri la Vama Veche? Deoarece am stat de vorbă cu concubina mea și am ajuns la concluzia că de ce să cheltuim mai mult în weekend cu aceeași sumă de bani am putea să... comercializăm. Da, vă dați seama. Da, și vă dați seama că prețurile cum sunt? Piperate în perioada asta. E pentru toate buzunarele. Bă, în același timp chiar sunt prețuri piperate, trebuie să recunosc. Trebuie să recunosc, nu mai pot să mai țin. Nu mai pot să mai țin. Recunoaște, Sergiu. Adevărul trebuie scripat aici. Piperate? Piperate? Poate chiar astronomice, poate chiar gastronomice, la mâncare să fac și eu. În America, în schimb, e cu duș întors. Ce anume? E cu duș. Asta cu cultura statului în fața camerei, că toată lumea vrea să fie celebru, toată lumea, foarte mulți oameni. Nu să fie celebru, să fie spectacol, le place ideea asta de a-i vedea. Păi da, dar e și vorba asta în cultura lor cu 15 minute de celebritate. Da. Da. Okay. Și predispus, dar toată cultura lor e centrată înspre faimă cumva. Da. Și spre a fi cineva în societate sau... mai departe se vede un fake, un fakeness așa prin printre oameni. Toți se comportă de parcă sunt vedete, de parcă toată sunt lumea importanți, se comportă de parcă... de parcă cumva să fii pregătit în caz de te mai vede cineva. E foarte sunt foarte ori amabili, ori
zâmbesc fals, ori... Ori încearcă să se iasă în evidență cumva. Te întreabă ceva și simți că nu e, doar te întreabă chestii doar de dragul de a face conversație așa. Și pe mine m-a deranjat cel puțin ca șoc cultural așa când s-a întâmplat să fiu acolo, nu m-am simțit confortabil. Mai vezi, asta mi se că pare... Așa, mai du-te mă și în pula mea, cum să fii așa de bucuros tot timpul? Dar așa se e educat să fie. Mai vezi, asta mi se pare în astea, în concursurile de la TV, care sunt la fel, adică cum se bucură oamenii, se întorc și wow, yeah, boy! Și dau așa, adică foarte degajați, foarte... Da, la modul... Adică sunt, păi eu pentru asta am fost născut, adică da, eu de-aia, da, da. De-aia sunt pe planeta asta aici, ca să câștig Stand-up Revolution. Spre deosebire de oamenii de la noi, care sunt, nu aia cu 100 de români, unde și oamenii care participă sunt și sunteți crispate, bucuroși. Așa, da. Mm-hmm. Da, da. La noi e mai Doamne, mult sentimentul de aoleu, mă văd neamurile, la ăia du-te în pula mea, în sfârșit. În sfârșit am ajuns aici. Bă, hai să verificăm dacă... Avem o panică mai mare de a ne face de râs. Că ți-e frică să da, te faci rușine. De râs. Că o să fii luat la mișto. Că și până la urmă și asta e că foarte mulți oameni de la noi asta fac când stau acasă. Își bat joc și da. Își bat pula, fac mișto. Păi de aia merg căcaturile cu Vax Populi în care se duce leșinatul ăla și întreabă oameni de la țară needucați pe ce planetă suntem. Și apoi lumea se hăhăie acasă. Că, uite, ăsta nu știe, eu știam că suntem pe pământ. Da, exact. Mai deștept. Și este ok că există treaba aia. Mi se pare dubios de că există. De ce ești ok? Ce? De ce ești ok? Mi se pare un experiment. Mi se pare un experiment interesant. Există ce, mă, Vax Populi? Da, că există ideea de Vax Populi. Ok. Și eu sunt ok. Mi se pare că e nașpa că nu se duc. Adică ar fi drăguț în orașe să facă asta. Dacă mergi în orice comună doar așa să ce păi, ce demonstrezi? Că majoritatea poporului român se concentrează la sate. Nu știu dacă e majoritatea. Nu cred că ai dreptate. Da, e pe la 45 cu 55 în urban, aș spune. Da. Un pic mai mult, cred că e la oraș. Și în același timp, adică e un segment foarte considerabil de okay, populație. Ok, și de ce ai vrea asta? Să ce? Să vezi ce... Să te uiți la asta. De oamenii care votează cod la cod. Să nu uiți asta, să nu uiți că există oameni din ăștia. Că da, mă, că așa nu vezi pe Facebook sau prin comentarii sau prin toate căcaturile oamenii astea. Oamenii nu activează pe Facebook. Ba da. Nu îmi spune seama, tu, ăia sub pătura de retarzi de pe Facebook. Ba da. Unii dintre ei. No, eu mă uit la mine no. În sat, efectiv, cred că 90% din satul ăla care e uitat de lume, nu e o comună dezvoltată ca a ta, e un colț al țării. Revolution, e altceva. Bă, băiatule, toată lumea are internet, adică chiar îi găsesc pe toți. Bă, s-a băgat digi pe aia au internet, normal că au internet, dar asta nu înseamnă că știu să scrie și să-și expună păreri pe Facebook. Ba da, mă, de că îți face Facebook-ul căcatul ăsta. Eu chiar cred că... Nu, cred că-s la nivelul de doar trimit trandafiri și cafeluțe, da. Nu cred că știu să scrie încă. Eu cred, sau dau, eu poate cred dau că share la un banc ilustrat. Hei, da. Bună! Hei! Hei, bună! Ce faci? Ești? Ce da. Arfe ți-ai luat? De dracu de urită. Fă, terminat-o, dar nu mai răspunzi, e? Da. Și în același... Adică hei! Hei! E mai hey, e mai sad, adică mi se par mai nașpa, mi se par oamenii care se uită la Vax Populi și sunt la mult. Hei, uite prostul. Păi efectiv ăsta e scopul lui Vax Populi, asta e problema mea. Că dacă nu e asta scopul, care poate să fie? Să te uiți așa ca la un documentar? Da. Uite domnule. Să te simți tu mai inteligent. Păi aia zic, ceea ce e foarte grav dacă așa te simți mai inteligent. Păi da, asta e chestia, că dacă ești inteligent, tu nu te simți mai inteligent uitându-te la Vox Populi. Tu te simți mai inteligent doar dacă ești cel puțin la fel de prost ca aia, dar mai puțin, un pic mai puțin prost decât aia. Ai avut un noroc că nu te-o întreba pe tine, știi? Da, asta e. Eram, ai dat și de bullet. Oh my god, mi-a trecut glonțul pe la ureche. Voi credeți că ăia din comuna Mitrofani, să zicem, când vine ăla de la Vox Populi să le ia interviu. Și știu că au fost intervievați și urmează să apară pe net. Crezi că fac watch party, toată comuna se adună la bar să se uite cum au apărut toți sătenii acolo? Să zic că uite cu aia, vine Marcela Ionesei. Uite, ăsta a nostru. Crezi că-s mândri? E cum am făcut noi la Mirica să ne uităm? Că uite-mă, e Mirica la televizor. Hai să ne adunăm să-l sărbătorim că apare la Vox Populi. Da, cred că sau crezi că le e rușine? Cu faptul că a apărut Marcel la televizor, că ne face televizor. De râs. Eu la asta mă gândesc. Eu m-am mai gândit la asta când vedeam reporteri, nu crezi știu, că nu știe? Inclusiv... Nu cred că știu unde apare, știi? Și pe aia se tot uită la cred TVR1 nici nu știu ce cu cutia aia îndreptată spre ei. Și tot n-apare și tot n-apare, that's so sad. Eu mă gândesc, uite, dacă mi se ia acum un interviu la Pro TV, aș vrea să îl văd.
să văd când apar. Normal. Și acum eu ce fac? O să stau dintr-un FOMO să mă uit la ProTV 48 de ore. Da, sunt prețuri biberate, da. Și atât. Totuși, vreau, sunt acolo. Tu ai vorbit 10 minute și doar asta au tăiat. Când bagă ea un reportaj că legumele au devenit din ce în ce mai scumpe. Da, legumele sunt din ce în ce mai scumpe. Bun, mai cat. Tot mai mulți români nu-și mai permit legume proaspete. Doamna, am vrut să-mi iau 2 kg de legume și nu mi-am permis. Și sunt nevoiți să-și ia din Turcia. Din ce, cred că cele mai idiote din toate astea sunt la cozi, la blocaj, pe Valea Jiului, pe Morții Măsii, pe orice. Da. Ălea n-au niciun stăm sens. Aici, de 8 ore am copii, da. N-am apă. Și restul 24 de mașini la și rând sunt lângă convins. Și sunt lângă până acolo, care sunt 24 de mașini la rând la care șoferii doar zic, ce să mai zic, e greu. Da, și doar în România se putea. Da. Da. Asta e țara, Doamne, domnule, da, de asta n-avem lucruri frumoase. Și aia care încearcă să vorbească din spate. Mie îmi plac, știi? Vorbește cu șoferul. Da. Se bagă așa un pic. Dar nu se poate, dar avem copii. Cine te-a pus să vii cu copii? Știi și că e aglomerat. Și vă ăștia că taci, fă un pic, da. Taci, fă din gură că mă faci de râs. Știi că e aglomerat. Cine sunt oamenii ăștia surprinși că e aglomerat când te duci? Este iarnă și vrei să te duci cu schiurile sau să te dai cu punga pe pârtie în poiană. Era băiatul ăla, o să nasc o conspirație acum, mi-a venit acum în cap, ăla din club cu un BMW, fă. Îl mai știți? Okay. Așa. Îl știi? Da. Eu nu cred că ăla chiar i-a luat cadou un BMW ăleia. Pentru că și-ar fi amintit aia. Și-ar fi amintit aia. Ar fi să aia din Star. Ce ați primit de Crăciun? Un BMW. Dacă eu nu era? Cred că... Băi, nu mi-amintesc exact. Parcă... A? O întreba ce cadou? O mașină. A zis o mașină? Și-a întrebat la ce mașină? Galbenă sau da, și a fost. Eu credeam că mă uit, vrei yellow. Să verific? Sunt curios acum ca să nu nască o conspirație aiurea, să da, să nască oamenii o sectă să fie de oameni, da, acum. Ce zici că el doar a aruncat aia acolo ca să vadă că ia mașină la femeia lui. Nu, pe nu, eu adică nici nu cred că i-a luat. Pe asta zic, nu i-a luat, dar a zis așa ca să laude, să vadă. Da, ca oamenii de la televizor să-l vadă și să fie să crească statusul. Vreau eu pe plan local. Pune microfonul în difuzor. Ce ți-a adus Moscu? Cele mai multe cadouri, cum ar fi? Un BMW? Bă, really? Ai uitat că ți-a adus Moscu Crăciun un BMW? Nu e primul lucru pe care îl spui? Cele mai frumoase cadouri! Cele mai frumoase cadouri! Deci, am cea mai frumoasă Crăciuniță! Really? Cea mai frumoasă Crăciuniță. Era beată sau... Era cracă. Ea nu știe că e Crăciuniță. Nu știe ce sezon e atunci. Deci, cele mai frumoase cadouri, really? Spui că, bă, un BMW, frate, de la armăsarul ăsta de aici, de lângă mine. Spui Leicule. Ceva. Că de-aia ți-a luat... Că ți-e pulicică ta. Asta sau, în cazul în care aia n-a apreciat un BMW, eu în locul ăluia îl aș fi luat înapoi. Sure. Adică da. dacă nu e primul lucru pe care îl spui când te întreabă ea. Nici nu te întreabă nimeni, mai treci prin cadru și zici, am primit un bebe. Exact. Doar faci așa cu cheile, ia uite. Avem, ia uite, că ți-i gratis. Așa, ți-o pare că e un pic de cald în club, îți faci așa cu cheile. Mă duc un pic în mașină. Ursulețul meu din 93. Dar în același timp, mi se pare că n-aș lua în viața mea, n-aș lua o mașină cuiva. Cadou. N-aș lua cadou. Ia-ți-mi pula mea singur, muncește, ce căcat. Wow. Bine, mă, Mirica, ce să mai zic? Okay. E mai sunt. Hai eu, că are rost acum să țin cu tine la orice. Sper să faci mulți bani, că o să fie bine și pentru noi. Acum sunt sigur. Dar ce cadou ai primit tu? Stai un pic. Ai primit cadouri vreodată în viața ta? Ți-a plăcut sentimentul să primești cadouri? Da. Așa, și de ce n-ai vrea să-l dai și tu cu mai departe? Cu câtă seninătate, da. Da, chiar mi-a plăcut să primesc cadouri. Mi-a plăcut mai mult, adică, ideea de, băi, ești prost la cap, mi-ai luat ceva, ce drăguț. Așa. Da, de la a primi... Până la a da o e cale lungă. Eu trece pe la mine prin buzunar calea aia. Astăzi n-am făcut show în vamă, de unde? De unde BMW? De unde BMW? Da, până la un BMW e mult, e cale lungă, sunt ok, uite, o să-ți iau o chestie drăguță. Ți-ai luat, pentru că ți-ai luat acum, ți-ai cumpărat CD player,
ți-ai luat Walkman, o să-ți iau o casetă să o asculti la Walkman. Că da. ia de aici, căcat, e... Ok, dar nu-ți iau o mașină în pula mea. Că nu-ți permit să-mi iau o mașină, dar dacă ai putea să-mi iau o mașină, nu mai lua o mașină? Nu! Cred Hai cu aia că-ți suc pula ce ai. Cred că Beyoncé i-a luat lui Jay-Z o insulă cadou de ziua lui. Acum tu n-ai luat insulă nici cui? Normal că nu. Păi asta e că e genul de cadou care poate fi reciprocat. Da, că se duce și ea pe insula aia, nu? Asta e, ca apoi Jay-Z o să vină, a, uite, tu mi-ai luat mie insulă, o să-ți iau un private jet sau ceva. E goanga mare așa, cu cadouri, nu e okay. Așa, dar la fata asta, știi, ai că eu ți-au o mașină, tu ce mi-ai mie? Hei, uite, m-am gândit să fac acest colaj de poze cu noi doi. Mașin pula mea, că mi-l face Google automat la sfârșit de an. Și ce ai zice, că dacă, când o să ai tu mulți bani și o să fii într-o relație semnificativă. Da. Nu o să recurgi la cadouri? No. Pentru persoana iubită? N-o să fac genul ăsta de achiziții atât de mari pentru cineva care nu sunt eu. Și o să faci un... Poate pentru maica mea sau pentru taică mea. O să faci o înțelegere din asta? Du-te mă, pula mea! What? Cum mă, ce e asta? Cum să iau o mașină iubitei mele? O mașină cu aia, nu știu, proporționat cu câți bani ai. N-o să-i cumpăr iPhone vreodată. Why would I do that? Mamă, cu aia abia aștept peste 15 ani. Mamă, cu aia, ce sper să... Oricum tu te căsătorești primul cu aia. Ascultă aici. Abia aștept să văd cu aia. Și nici nu o să fie ideea ta abia și o să pară rău. Da. Mirica cu iPhone-ul spart și gagica s-a să vină la noi cu uitați ce mi-a luat Sergiu. iPhone 17 Pro Plus Max. Nici n-a apărut. iPhone 17 în 4 ani. Nu? Cam așa. A apărut acum 14. Și Mirica cumpără telefonul lui Virgil, da. Încă-l mai are peste 17 ani. Îți dau 5C-ul ăla, ce ai, că îi schimbi ecranul azi. Bun, dar serios, de ce ai face genul ăsta de... Pentru că poți. De efort financiar. Bă, frate, eu acum mă refer într-o zonă în care... Dar n-ar fi un efort, asta zic, că n-ar fi un efort. Dar nu faci cu o gagică cu care ai ieșit 2 săptămâni, mă refer, e nevastă ta, e pula mea. Tu rămâi cu mami și cu tati. M-am furat de aici. Avem un cont comun în care punem bani de chirie, de întreținere, de eventual punem o sumă eventual de întreținere. Poate stăm până de afară, poate o plătim, vedem. Nu știu, i-am pus banii, tu marci la muncă. Da, Mirica face socialism în relația lui. Dar o să fie un contract vorbit, gen tu nu-mi iei cadouri mie, eu nu ți-au ție și batem palma? Putem să ne luăm cadouri, punem un plafon de bani. Doamne, cu aia suntem într-a șasea, este incredibil, a șasea a luat fără gen. În valoare de 60 de lei să ne punem, ne facem cadouri. Și apoi o să fiți, măi, eu am depășit cu 40 de lei și tu mai și eu. Tu știi când n-am futut eu ca să am banii ăștia și acum ai spart pe femeia asta, ești prost la cap. N-are sens. Dar serios, nu știu, mi se pare ciudat, ok, poate... Care e cel mai valoros cadou pe care l-ați făcut? Financiar? Cum vrei tu? Cum vrei tu? E întrebare cu... Am fost atâtea concerte la care nu voiam să fiu. E întrebare cu răspuns deschis, da. An din viață, se pune? Am întâlnit atâția prietenii mei de care n-aveam niciun chef. Oh, câte nunți la care nu cunoșteam pe nimeni de acolo. Timpul, eu am auzit că e cel mai prețios dar. Ane îi plac foarte mult cadourile și eu n-am idei niciodată și mai și intru în pula mea, că intru ca un leșinat pe, scriu pe Google. Idei cadouri ca femei? Da. Pentru ea. Da, în funcție de an, da. Și intru pe liste din alea cu cadouri, mă plictisesc în primele 4 minute, că sunt din alea proiecție, am văzut, care mi-a tras interesul. Un cub care îți proiectează tastatura pe birou și poți să dai ca idiot un birou. Ce și că merge. Am văzut și eu, dai numai cu degetele în lemn. Da, exact. Super. Este, da. Super. Așa, după ce mă plictisesc de ideile astea, intru căcat și nu știu, ok, hai, ia Adidas. Și vorbesc foarte serios, adică cred că asta e cel mai scump cadou, dar e dintr-o lipsă totală de idei. Dacă aș avea idei, aș fi dispus să dau mai puțin bani. Dar așa ca să scap odată de stresul ăla, că mie nu-mi place. Bă, da, nu, nu-mi place, mi-e foarte greu. Dacă a ajuns ca o necesitate, da, ca să scapi până la urmă. Dacă cele mai mișto cadouri sunt alea pe care le faci fără să trebuiască. Da, știu. Și nici nu e cu ocazie sau cuiva căruia îi faci cadouri de obicei. Da. Și doar îți vine așa să... Ia asta. Da. Uite, bilete de avion sau ceva. Total de acord.
Da. Dar problema e că nu-ți vine. Numai bine mai aștept să-ți până ziua ei decât cheltui dublu. Da. Și la băieți e greu. Degeaba ziceți. Și la băieți e greu? E greu, da, în general, mă, să faci cadouri. Chiar e greu. Bă, la box este înfiorător, că nu-i plac. Nu este materialist. Mă scoate din minți. Mie îmi place să arunc cu bani. Mi-ar plăcea așa de mult să-i cumpăr căcaturi și cumpe iPhone. Vreau să-i cumpăr iPhone de foarte mult timp și este nu. Dar ce are telefonul ăsta când încă merge? Bă, dacă îl cumperi, nu ca și nu o să-l ține în țiplă. Da, da. Trebuie să... Și ce e cadou ei? Unei persoane care este, nu-mi trebuie nimica, am tot ce-mi trebuie. Trebuie să fii atent, cred că să-ți notezi mai din timp așa când ce? Observi o nevoie, nu știu. Păi... Bă, nevoi, nu, adică eu nici în asta nu cred, că mi se pare stupid, adică dacă chiar e ideea de nevoie, dar nu suntem nu săraci. Nu o nevoie, o dorință mai mult, nu o nevoie. Da, ok. Mica, ce-ar fain ar fi să mergem undeva, sau uite ce fain e. Da. A, ah, mai fac din astea. Asta nu-l consider place cadou. E o vacanță pe care o facem împreună, asta nu e un cadou. Păi da, dar o plătești bă, tu. E cadou, că plătești tu. O plătești tu, o planifici tu. Ce da. Mi se pare... E responsabilitatea mare după aia. Că trebuie să fii ales bine, să, dacă nu-i place doar o târâi după unde ți-a plăcut ție. Mie să-mi place cu bilete la stand-up. Dacă mai dau random peste bilete, cum am găsit atunci la... Acum, în Londra. A fost super nice. Uite, random, bilete. Mergem împreună. La Dan Soder? Da. Da, șmecher. Hai la Dan Soder. Avem bilete la Jimmy Carr, dacă vreți să facem o tombolă, dacă vreți neapărat să mergeți la Jimmy Carr. Nu, dar merg și eu, cred că până la urmă merg și eu. Hai, mergem, dragă. Mergem. Vine Jimmy Carr în Cluj și în București. Foarte entuziasmați suntem. Da, da, nu mai putem. Eu am și văzut și eu ăsta. Ne-am luat, eu ne-am mai luat dat bilete. Banii odată. Ne-am luat bilete toți. Așa, bandwagon, ne-am luat unii de la alții și iată-ne, acum. Am venit să respectăm meseria, să respecti, vine, da. Vine cineva din afară care face stand-up, care e destul de cunoscut, două. Destul de cunoscut, Jimmy Carr. Cât Jimmy de cât, așa. E un pic cunoscut. Un pic cunoscut? Da, e cunoscut. Demenți. Ce se scurge de pe masă, încet, încet? Ce se scurge este de condens pe masă? De la sticla de bere. Acolo. Bine. Probabil. Deci mie berici sau aia ce să fi fost? Asta s-a răsuflat, da, te rog. Mulțumesc frumos. Rămânem fără idei, suntem într-o burtă în momentul ăsta, în cazul în care n-a observat nimeni. Într-o burtă a, putem de ce? Să vorbim despre tabere, că asta urma. A, vrea da, mă, să ne povestesc, America, despre experiența lui la balet? Nu. O să spun și eu la gimnastică. N-am vrut să vă spun despre experiența mea la balet. Bine, spun eu despre gimnastică. Pentru că n-am balet. Eu am făcut gimnastică, eram micuță, cred că avem 4 ani și eu am fost grăsuță dintotdeauna, shocking, I know. Și m-au trimis email la gimnastică, cred că am mers de 2 ori și a doua oară m-am întors acasă plângând pentru că femeia aia era nebună, nu, cred că ura copiii probabil. Și trebuia să fac printre altele și șpagatul și nu puteam. La ce vârstă asta? 4 ani, dar nu puteam până jos și venea, stăteai cu picioarele așa și se apăsa pe umerii tăi. Așa înveți. Era groaznic cu aia și după aia ne punea vreo 10 minute să facem pe final, așa ca de încheiere, 10 minute de mersul piticului în jurul sălii la redută se întâmplă toată treaba asta. Și când am venit acasă plângând a doua oară a fost atat, gata, it's ok. Poți să stai să desenezi. S-a încercat. It's fine. Gata. Da. Simona Amânar se descurcă și singură. E în regulă. La proba pe echipe. Era groaznic. Bă, da. Și nici mie nu-mi plăcea să fac. Bă, cam toate asta. Sporturile astea de performanță intense trebuie să implică multă suferință. Adică da, mai dar trebuie să gimnastica vezi că ai un, mai mult. Trebuie să ai și un tip de copil. Trebuie da. Să fii un copil activ. Să corect. Vezi că îi place. Dacă nu ai un copil, dacă e unul care preferă să stea singur, lasă-l dragul să stea singur, că stă în liniște acolo. It's fine. Și m-au mai trimis așa ca să-mi fac prieteni în tabără. În tabără la mare. Eu eram, terminam clasa a 5-a. Sau nu, termina clasa a 4-a, urma să intru în clasa a 5-a. M-a trimis maică-mea la tabără 3 zile în Eforie cu o grămadă de copii pe care nu-i știam. Ei erau o clasă de copii super uniți, erau cu un an mai mici decât mine, dar erau super uniți și eu eram mică, grăsuță și tunsă ca acum. It did not go well. Și-au bătut aia pula de mine. Ea mai mici? Da. Doamne, ce animale scopi. Și-au bătut bine, pula de mine. Și eram... ca vârstă, fiind născut în octombrie, dar eram încercai campeie. Să te integrezi sau doar nu. Stăteai să... Asta e că dacă nici tu nu... Nici dacă eu
Erai easy picking, să erai eram acolo. Super easy picking. Da. Și au râs de mine numai că sunt băiețel și că ha ha ha. Jesus și eu vreau doar să stau în apă cu ochelari. Aveam și niște, eu cu aia mi-o căutam, aveam niște ochelari din aia de scafandru cu nas cu tot și stăteam numai în apă. Cu părul scurt. Asta e că... Și nu, am vreau plâns să zic, în nu vreau să zic că și eu poate m-aș fi luat de tine, dar cred că ne-am clar. Fi luat. Tu mă și băteai. Bă, nu. Eu eram mai mult pasager la ce se întâmpla, că întotdeauna am fost empatic așa cu ce se întâmplă. Mă amuzam cumva că era n-aveai așa, dar și sufeream pentru ăla un pic. Da. Aia erau toți prieteni? Nu era ideea mea să... A fost groaznic. Da, se și știau între ei, ce asta era chestia, era și mult mai ușor. Nici tu nu știai aia pe vremea aia, nu erai cu marci mă în pula mea, că dacă intrai un pic nu, în ei... Nu, eram autistă. Și pe unul din ăla care s-a luat de mine cel mai mult, l-am ținut minte cum arăta și așa, mai stătea pe lângă bunica mea. Coaie, nu pot să-ți descriu, până în facultate, cum îl vedeam, simțeam în mine o ură viscerală, din aia de adult, așa. El era un băiat. Și știi ce a ajuns de capul lui acum? Nu. Hai să-l căutăm. Nu știu cum îl cheamă. Hai să-l căutăm să ne răzbunăm. Da. Să-i facem să organizăm o tabără în care el să câștige. El să câștige. Să fie toți prietenii între noi. Îl luăm la cerași anul viitor, putem? Da. Și noi să nu-l băgăm în seamă după aia o săptămână întreagă să ne batem pula de el, să-i distrugem viața. Da. Long con. Da. Abia atunci, abia ăla cadou. Ah, ce fain ar fi, Doamne. Ăla cadou frumos. That would be amazing. Cum e sketch-ul ăla de la I Think You Should Leave? De, e un cuplu care se duc, sunt în avion, așteaptă să decoleze avionul, se duc în luna de miere și apare un nene dubios lângă ei, care e foarte dubios, n-are dinți, are chelie aici, prin părți și se comportă ciudat cu ei și zice, bă, ne știm sau cumva? Tu nu mă știi pe mine, dar eu te știu pe tine. 1987, zborul New York-Los Angeles. Tu erai copil, aveai 6 luni, ai plâns tot zborul. Și acum, după 20 ceva de ani, te-am găsit și I'm gonna cry the whole flight. Și un bătrân care e ce-i facem lui băiatul ăsta, eu întoarcem. Eu întoarcem rău de tot. Voi ați fost în tabără? Nu m-au lăsat ai mei. Eu am fost mulți ani la rând. Doar că la început ne luam țeapă de la profa de engleză, care avea la Cireșu, așa se numea, un sat... Sat, nu era o atracție turistică sau ceva nou. Unde? Mult în mai ce județ? Sat. În ce... În Mehedinț, era la 30 de kilometri de Severin. Ah, pula. Și aveai o casă acolo? Aveai o casă acolo? Ne lua 6 cum milioane sau 7 milioane de om. Câți oameni? Câți copii? Mulți! 15-20. Ah, păi nu sunt așa de mulți, mă, stai un pic că eu mergeam în tabelă. Bă, pentru o casă la sat, într-un... Ah, da, da. La o profă acasă... Să faci 3 tabere din asta pe vară. Acasă? Da, 600 de lei era. Și ce făceai? Ce activități făceai la țară? Păi era ideea că practic era tabără de engleză Sankey. Hello, good morning. Apple. Apple carrot. Ok, duceți-vă să vă jucați cu vacile. Nu mă, la final număr banii. La final trebuia să prezentăm un proiect în fața părinților în ultima seară din tabără când era și primarul ce face din astea. Săracii părinți, noi ne simțeam cringe, simțeam noi că nu funcționează încă dintre a 5 ani, se părea mult prea rău. Și ăștia făceau, că erau și copii mai mari decât noi, care făceau, aveau temele astea cu sânge, cu săbii, de arăta mișto. Și eu am prins într-o asta foarte de nărs cu două rude de ale ei de la București, de ale profe de engleză, care ăia erau niște copii extraordinar de cuminți. Și vreau să stau cu copiii cool să ne distrăm. Că ăia jucau fotbal, căcaturi. Noi nu, astăzi trebuie să lucrăm 2-3 ore la proiect. Mizerie în aia. Și al nostru era așa disciplinat și scris la linie. Și atât de cringe. Și la final toată lumea își bătea pula din tabără de noi că aici terminat e proiectul vostru. Și a ieșit la votul părinților cel mai frumos. Și era, bă, este mai grav decât credeam. Despre ce ați făcut, mă, proiectul? Nu mi-am inti... Era ceva, noi am fost, practic erau cinci... Iubirea de aproape. Nu, erau 5 echipe și fiecare pe câte o culoare. De-aia, ăia cu sânge erau echipa roșie. Noi eram echipa verde și am făcut despre copaci și flori. Să spui sau morți, nu drogurile. Doamne, Dumnezeu. Țigările sunt rele. Țigările sunt satana. Beneficiile potasiului. Și asta a fost 5-7 și apoi 9-11 în tabără la Costinești, unde... Pula mea Belești. Unde dezmăți, efectiv. Da? Să dăm muie în tabără?
La profesoare? Ah, nu, mă, ce ai mai ești biretar? Nu știu. Nu v-ai zis dezmăț asta, mă. Atunci la ce dracu v-ați mai dus? Nu mai plecat de casă, mai trenul 6 ore degeaba. Și asta e, dar nu trebuia să bei alcool fără să te vadă profesoara sau cu cine erai, cine era tu? Profesorul tutor, cu care eram era foarte de treabă, să zic așa, da. Era alcoolic. Și ne lăsa pace. Pe vremea aia vi se părea de treabă, acum cât în retrospectivă privind, man, omul era ratat. Era o influență foarte proastă. Și ăla de copii. Era ăsta, cum îl cheamă? Coyotul, nu Coyotul. Șacalul. Șacalul. Șacalul, Coyotul, tot pe acolo. Șacalul Bălan. Și ăla închiria cele mai ieftine chestii din Costinești. Destul de aproape de plajă, erau foarte multe căbănuțe de două sau patru persoane. Și da, la care arată ca niște WC-uri în da, curte. Da, alea. În alea am stat 3 ani de zile. Ba nu, 2 ani. În al treilea an a picat dilu, s-a dus la alții mai ieftin după calea ferată încolo la mama dracului. Făceai 40 de minute pe la plajă. Așa. Și când stăteam acolo, nouă ni se părea cazarea puțin dubioasă, dar pula, eram copii, ne bucuram. Și mi-amintesc că au venit unii gen care erau, a zice, anul 2 de facultate, cam așa îi vedeam eu pe atunci, destul de mari, și s-au îmbătat moldovenii într-o seară și au început să urle la proprietară cu aia și ne-a rămas chestia asta, că ăia urlau ca idioții cu, Doamne, ce pula mea e cazare asta, și aruncau cu căcaturi pe acolo prin tabără, timp ce noi eram toți cu minge. Și bă, da, vi s-a părut rebel, vi s-a părut de te înghe da, cu mătice, adică rockstar. Da, fun, e ceva ce aș făcut și eu la vârsta lor, cumva. Da, deci ai făcut azi dimineața, nici... efectiv. Da, păi aia zic. Ce-ai făcut la început podcastul ăla? Mitrana seară numai zicea, mamă, ce cool e, că avem că de bine, toate avem. Aici, mamă, ce fain e. Bă, bă, asta că n-am doar s-a trezit azi dimineața. Din poze am văzut asta. Cum să ai boiler-ul în cadă? Bă, da. Din poze, dar din poze am zis că e mișto aia. N-am zis că n-am ajuns acolo, că de când ai am ajuns acolo. Ai tot zis că e mișto? Nu. Nu e adevărat, ba, nu, da. Serios nu. Zice nu, el nu. Că ce mișto, că nu ne lipsește nimic, avem desfăcători de bere. Nu am avem, zis, mă. Avem pisică care nu da. Dărâmă chestii. Nu am zis, mă. De-aseară am zis că ce pula mea a cumpărat asta bibelouri așa. Erau niște bibelouri ciudate în ciudate în și puse așa cu... A, și pe balcon poți să pui poza cu pisica pe balcon. Mamă, ce da. M-am speriat. Dacă ai poză... Era un dacă... leagăn fix... în apropo balcon de bibelouri, și un bibelou cu cea mai creepy pisică pe care am văzut-o vreodată lipită pe no. leagănul ăla să-mi poți să te așezi. Decât cucurul pe pisică, deși da, mă, erau sunt niște oameni care au renovat un Airbnb la etajul 4 într-un bloc uitat din Constanța și au zis că coaie, cu asta facem afacere, ceea ce da, fac. Dar cât timp ei atâta de era ridicol făcut. Eu, știți cum i-am încărcat telefonul? Deci pe noptieră, noptierele de lângă pat erau în stânga și în dreapta și sub pat era un prelungitor care venea din mijlocul patului, pentru că nu erau prize la fiecare cap, da. Un prelungitor, da, da, da. Și erau trase firele de la ălea undeva sub pat. Și azi noapte am ridicat salteaua ca să pot să-mi bag tot în prelungitorul ăla undeva hello. Cablu, ca să pot să-mi încarc telefonul pe sub pat cumva. Niciun sens, niciun sens la nimic. Bă, de acolo. Da, viața e crudă cu aia câteodată, nu poți. Bă, eu știu da. Că e first world problem, but still, pula mea. Eu în tabără când am fost 2 ani în Neptun, tot așa cu un profesor care organiza, era doar un pretext să meargă, aduna vreo 50 de copii, nu erau câți profesori trebuie per copii, doar lua bani, pula mea, ieșeau lui niște bani. Mamă, noi eram, noi la mergeam era doar pentru... profesorul ăla la vreo 75-80 de oameni. Da, la fel, da, cam asta era. Păi da, e o lege de... Da, trebuia să fie unul la 10 copii sau nu știu. Wow. Veneau o profesoară și cu cineva. Da, nu, zicea, am povestea Gianina că ea cum e la private da, mă, school. Da, la scump. Trebuie să fie, sunt super multe că merg în tabără cu la 15 noi copii. Doar ne lua cazarea, cazare cu mâncare da. Și după aia fiecare făcea ce voia da, pula așa lui. Și la noi. Clasa a 9-a și a 10-a. Și în clasa a 9-a, am stat vreo săptămână a 10-a la fel. În clasa a 10-a am stat vreo 3 zile, la a 3-a zi mi-am spart timpanul. În această mare neagră făceam sărituri din alea sub apă. Intra unul sub apă și celălalt se suia cu umerii pe el. Te ridicai și îl aruncai pe ăla peste cap. Și când l-am aruncat eu pe tovarășul meu Augustin, când a sărit mi-a dat cu călcâiul un timpan și mi-a pleznit timpanul. Și pe aia trebuie să mă la Mangalia, la medic să văd care-i treaba, la ORL. Mamă, dar pe noi acum... Ăsta și-a pierdut telefonul în tren, iar altă problemă. Am mai stat o noapte, făcut și noi asta. Am mai stat o noapte, nu să, tot nu auzeam, că eu credeam că mi-a intrat apă în ureche sau ceva, speram.
tot nu s-a întâmplat nimic și pe aia a trebuit să plec acasă, așa, la mijlocul, la mijlocul taberei și s-a dus pe pulă. Am făcut și noi, noi la București, au coborât câțiva la Mec, că noi n-aveam Mec în Severin când ne întorceam din tabără și au pierdut trenul și ne uitam la ei și a fost unul cu aia care a tras semnalul de urgență de la, de la tren, să oprească trenul ca să se urce, ceea ce mi se pare foarte cool. Eu și-a dat amendă? Că n-ai voie să faci. Bă, eram o ceată de 60 de copii, a spus toată lumea da, că mă, nu știm cine. Nu găsești pe cine, nu găsești vinovatul. Și până la urmă, de ce n-ar fi asta o urgență? Lași un copil singur în București, really? Eu știu că e vina lui, ok, but still, e o urgență. Pentru ce stai să tragi ăla? Bă, în același timp profesoara sau cine se ocupă de hărduit copii. A, păi da, nu, pentru că profesorul a rămas că aștepta următoarea tabără să vină. Și a urcat în tren da. Și a zis baftă? Da. Câți ani aveți? Voi, când, jos, când considerați că ați ajuns acasă? Clasa 10-a... A, ok, bine. Eu când m-am grăbit atunci să prind trenul, când am venit de unde căcat am venit împreună, de la Mediaș, am ajuns în gară și am mai stat jumătate de oră în tren până a plecat trenul. Și acum... Când am mers noi pe nepișoatele da, acasă prin trenul. Da, mâncați-aș pula ta. Ne-am grăbit atunci atât de mult și după aia am ajuns cu 10 minute înainte. Mi-am luat bilet la timp, am urcat, am răsuflat ușurat și după aia pe am stat jumătate de oră. Ce vreau încât am senzația că dacă depășea ora, chiar dacă întârzia trenul, n-aveai voie să-ți iei bilet. Cred da, că nu mai lasă până cu 5 minute înainte n-ai voie să-ți aia zic. Deci... În același timp, Orient Express, ați văzut aseară la știrile Pro TV. Ce? Că surprinzător a ajuns la timp. Ah, da. Așa. Surprinzător a ajuns conform programului. Care mi se pare, adică a fost reportajul ăla că a plecat Orient Express, de unde dracu pornește el din prima oră din Bruxelles, habar n-am din, de unde. De unde zici că pleacă? Tokyo. Madrid. Tokyo pizdanti. E până în Istanbul, cred. De la Istanbul e ultima Istanbul, Paris. Paris din Paris, Paris. Viena? Viena? Nu, cred că Viena cam mult, aproape, aș zice că merge mai departe, dar s-ar putea aproape Viena. Viena. Dar nu credeți că face Berlin? Popas? Ba da, păi da, face München, că fac popasuri, că s-au oprit în Sinaia, s-au oprit în gara din Sinaia, s-au dus, au vizitat Peleșul, chestii și mă gândesc că se opresc așa în diferite stații. Ce fain ar fi să se oprească la Lehliu. Da, exact. Și apoi au venit toți oamenii cu bășini și bani. Bulangie așa. Și au oprit în gara de nord, frate, și au coborât în gara de nord, în tot pișatul ăla și tot jegul din lume este adunat în gara de nord. Le Petit Paris. Le Petit Paris. Oricum mi se Paris, pare da. Că fac un fel de safari pentru bogați, știi? Ia uite, așa, că sunt sărași în Paris. Ha, 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 dar nici da. Nu cred că sunt atât de bogați, că pe vremuri era asta. Acum e mai mult, mai de bogați. Acum e mai mult unii care vor să aibă o experiență. Nu cred că e atât de scump eu să mergi cu... Eu cred că e destul de scump, că erau intervievați numai americani bătrâni. Sunt niște mii de euro. Păreau niște din ăștia care miute vezi bune. Și în tururi prin București. 7.000, poate? Nemții din ăștia de vezi bătrâni. Crezi că se fut în tren? Îți dai seama că e niște orgii. Se freacă cu ridurile alea de piele între ei. Banul. A scris și Agatha Christie, da. Agatha Christie. Care nu știu dacă a citit Crima din Orient Express. Nu. Nu? Mai bine, atunci nu vă dau spoiler. Luăm pauză, trecem pe Patreon. Vreau să mă ajung să-mi iau bere. Nu mai pot, mie îmi bubuie curul, trebuie să mă cac maxim. Pauză pentru Patreon? Da, facem o... Hai că... S-a făcut și aproape o oră. Okay. Eu mă duc să fac o baie. Și opriți voi. Ok. Aștept okay. Că mă duc. Ah, dar nu mai pot sar prin inimă, că e femeia aia acolo. Voiam să sar prin inimă. Sar prin ea. Hai, pe sar prin ea. Are și ea inimă. De show o dată. Ce zăpăciți amândoi. Lol. Mor. Da. Care la Lord of the Rings cred că poți să găsești alfabetul elf, gen pe da. Scris făcut tot de J.R.R. Tolkien. Sunt foarte o comunitate destul de mare de nerds care s-au axat să învețe și ei să vorbească. N-am văzut Lord of the Rings. Am făcut eu 11-a, am stat și am învățat. Lord of the Rings. Cum coaie n-ai văzut Lord of the Rings? Este momentul în care îți povestim Lord of the Rings. Pare rău. Puteți să-mi povestiți dacă îl știți? Dar tu nu-l știi? L-ați văzut adică, toți? Adică știi acțiunea? Erau elf bă, și da. Încă ceva care se și hobiți care se luptau și erau nu, ăștia erau parteneri și se luptau cu alții, cred. Bine, mă, dar zic cu inelul. Atât știu. A, pula, du-te, mă. A, și ăla mic care avea, inel. Ăla mic care acum s-a făcut alt film și era și mai mic, nu?
Era bătrân și acum e mic și a fost foarte popular, că s-au făcut jucării după el. Mm. Wow! Smigă. Nu, nu, nu știi la ce se referă, la Baby Yoda. N-am văzut nici Star Wars. Plan ar fi Lord of the Rings cu Baby Yoda.